Pentru că urmează să vorbim despre Domnul Iisus Hristos, despre dorința noastră, despre sfatul lui Dumnezeu de a fi ca El, aș vrea să vă spun mai întâi ceva din cartea Apocalipse și scrie în versetul 11 că ei spuneau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă. Adică Dumnezeu Tatăl, Creatorul, este lăudat în permanență pentru toate cele create și pentru modul în care întreține Universul și ne întreține și pe noi. Apare o altă scenă în cer, un moment de suspans, și apoi scrie în capitolul 5, versetul 9, că lângă această laudă permanentă care se aducea Tatălui, e o nouă cântare. Ce subiect avea? Ascultați! Cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești Tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Și în continuare, la această cântare s-au asociat toți, versetul 12, și au zis: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda, și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, deși noi, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, nu doar a Tatălui, a celui ce șade pe scaunul Domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Așadar, alături de Tatăl, cum spune și în Ioan 5:23, și Fiului s-a dat să primească cinste. Cum este cinstit Tatăl, să fie cinstit și El în vecii vecilor. Amin. Asta am spus ca laudă, ca salut pentru Domnul. Acum pe dumneavoastră vă salut cu ceea ce eu numesc ca fi salutul apostolului Pavel. Îi spun așa pentru că se găsește în absolut toate epistolele care poartă numele. Așa și începe toate epistolele, salutând cu har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Nu știu cum e la dumneavoastră, la noi am simplificat-o și ne salutăm numai cu pace. Dar dacă nu era harul întâi, nu era pace. Așadar, har și pace tuturor, de la Tatăl și de la Domnul Iisus. Amin. Aș vrea, dragii mei, să vă spun mai întâi, referitor la tema aceasta, să trăim ca și Iisus, că Dumnezeu Tatăl are un proiect. L-a avut din veșnicia trecută și vizează veșnicia viitoare. Iată ce spune proiectul acesta. Citesc din Roman, din capitolul 8, de la versetul 28. Scrie aici: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, atenție, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Fac aici o scurtă paranteză. Vă amintiți careva unde scrie în Biblie că Dumnezeu are un plan veșnic? Așa scrie, un plan veșnic pe care l-a alcătuit în sine însuși. Iată ce privește acest plan. Versetul următor. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, și Dumnezeu a știut că voi o să vă nașteți în Moldova, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El, adică Domnul Iisus Hristos, să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Proiectul veșnic al lui Dumnezeu are în vedere o familie mare, în care Domnul să fie cel întâi născut și toți ceilalți să fie considerați frații Lui. Și vă rog să rețineți, să fie asemenea chipului Fiului Său. Dacă trebuie să fim asemenea Lui, normal să ni se spună să trăim ca Iisus, nu? Vreți să fiți frați cu Iisus? Suror cu Iisus, cum a zis El. Asta e mama mea, frații mei, surorile mele, care fac voia Tatălui. Și vrem să facem parte pentru veșnicie. Asta nu că noi am vrut. Dumnezeu a decis înainte de a fi noi încă. Noi dacă vrem acum să facem parte din această familie sfântă. Vreți? Da, atunci trebuie să devenim ca Domnul Iisus. Sau dacă vreți, El mirele și noi mireasa, dar trebuie să potrivească, nu?
luăm un mire și frumos și bogat și deștept și îl punem lângă o țărâncuță proastă. Nu funcționează, nu? Păi frații trebuie să fie la fel, mirele cu mireasa să semene și toți după chipul celui ce ne-a făcut. Doamne, ajută-ne! Spune în ideea aceasta și din Evrei, capitolul 2, vă citesc, spune Cartea Sfântă de la versetul 10. Voia să ducă pe mulți fii la slavă, la Ierusalimul de sus, nu doar la Chișinău. Versetul 11. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți, el sfințește, noi sfințiți, sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați, ce har, auzi, să fim frați cu Domnul Iisus Hristos, auzi. Și când spunem rugăciunea Tatăl nostru, să ne gândim, Dumnezeu ne este Tată, Domnul Iisus este fratele nostru cel mai mare, și pe toată fața pământului mult și din toate viacurile, frați cu El. Și Domnul tot adună și din generația voastră. Și scrie în Apocalipsa 21, pe când se va împlini proiectul acesta. Aici o să vă doresc să fiți acolo, mai la întâlnirea aceea, Apocalipsa 21, cer nou, pământ nou. Și a coborât din cer de la Dumnezeu, versetul 2, cetatea sfântă, noi, Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul Domniei și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, cât o fi de mare, măi tineri, încapem toți, nu? El va locui cu ei, auziți, prezența divină. Ei vor fi poporul lui, familia lui, frați toți. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, slăvit să fie Domnul. Era pe vremea comunistă și s-au adunat frații într-o seară la părtășie și au zăbovit mai mult. Și i-a oprit miliția, cum era atunci, poliția. Unde ați fost? Și-ar fi vrut să-i amendeze sau poate chiar să-i aresteze. Și scrie în Biblie, a promis fratele nostru mai mare, Domnul Iisus, că atunci când suntem la încurcătură, Duhul Sfânt ne dă ce avem de spus. Și unul dintre ei spune, știți, noi am avut un frate mai mare și a murit. Și acum ne-am întâlnit să discutăm despre moștenire, despre cine a rămas. Și ăștia nu s-au prins. Și nu, atunci aduceți-vă condoleanțe. Că noi toate ne se trag de la Domnul Iisus. El vrea să fie fratele nostru și Dumnezeu, Tatăl nostru al tuturora, lăudat să fie Domnul. Vreți să faceți parte din proiectul acesta? Și dacă de cumva careva nu vrea, să vă spun că este și varianta a doua. E neplăcut. Vă citesc Matei 25, ascultați. Scrie aici, a zis-o Domnul Iisus, că în ziua aceea, când toate neamurile vor fi așezate înaintea Lui, 25:32, El îi va dispărți. La unii le va spune ce? Versetul 34, veniți binecuvântații tatălui meu, să stea toți frații și cu tata împreună. Și a fost proiectul. De moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Dar versetul 41 zice așa, va spune celor de la stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Auzi? Care e varianta a doua? Pentru veșnicie, ori cu Dumnezeu, ori cu Satana. De fapt, noi de aici suntem ori împreună cu Domnul, ori împreună cu diavolul. Și va fi o continuitate într-o altă stare. De cumva careva v-ați mai unit cu diavolul pe aici pe pământ, separați-vă astăzi de el, treceți în tabăra noastră ca să ne cheme la împărăție, că va fi tare frumos să ne spună, veniți, poftiți. Decât să ne spună, duceți-vă cu diavolul, că v-a plăcut lumea, diavolul e șeful lumii, ați vrut să fiți cu el și Dumnezeu să-i spună, eu nu vă despart, treaba voastră, rămâneți mai departe împreună. Dar asta este puțin spus trist.
Dacă vreți să faceți parte în acest proiect și să nu fie pentru noi varianta a doua, cum a zis Daniel către Nebucadnețarul, băi, visul ăsta să nu fie pentru tine. Hai să vedem cum putem să trăim ca Iisus sau, altfel spus, cum putem să fim frați cu Iisus și să fim cu El pe vecii vecilor. Amin? Vă interesează? Numai care deja sunteți, numai urmăriți și numai bifați, nu? Asta am făcut din tinerețea mea și ca tânăr bogat vedeți ce vă lipsește, nu? Și completăm ce nu este. În primul rând, ca să ajungem să trăim ca Iisus, trebuie să credem în Iisus, dar ca să credem în Iisus trebuie să știm ce înseamnă a crede în Iisus sau să-L cunoaștem. Dacă aș spune unei fete, că sunteți aici înaintea mea, vrei să te măriți cu băiatul ăsta? Să spui, stai să-l văd, să știu cine e, cum arată. Păi și eu, înainte de a vă spune să trăiți ca Iisus, vreau să vă spun din Scripturi ceva cum este Iisus și să credeți în El. Scrie la Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, m-aș bucura să mă urmăriți în Biblie. Mi se pare că aici n-aveți proiector. N-aveți proiector aici. Nici să nu puneți. Că pe proiector se arată câte un verset. Dacă deschizi Biblia, îs două pagini, a câte două coloane de versete. E o sărăcie proiectorul. Și aveți tu numai un verset și ăla din când în când, când ți arată cineva. Voi aveți Biblie. S-o deschideți cu mine, că cele mai frumoase sunete în adunare sunt când spune Amin și Aleluia și când se întorc foile în Biblie. Aia e frumos. Ascultați ce scrie Ioan 3. De la versetul 14, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și acum vreau să vi-l ridic așa, să-l vedeți. O proiecție din asta prin credință. Pentru ca oricine crede în El, nu piară, să aibă viața veșnică, asta în iubirea lui Dumnezeu, se repetă versetul 3. Versetul 18, oricine crede în El nu e judecat. Dar cine nu crede, ar fi fost judecat pentru că n-a crezut. Deschidem la Ioan 6, toarceți paginile, vă rog, să sună frumos, v-am zis. Versetul 29, hai și 28. I-au zis iudeii Domnului Iisus, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? 29, Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, două puncte. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și iată ce făgăduință pentru cine crede. Versetul 35. Cine vine la mine și ne crede în mine nu va înseta niciodată. Versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Este foarte, foarte important să înțelegem că tot ceea ce discutăm noi este un act de credință. L-ați văzut careva pe Domnul Iisus în vreo vedenie? Puțin l-au văzut. După înviere nu s-a mai arătat lumii. Trebuie doar să crede. Și spune Scriptura în Evrei capitolul 11, versetul 2, prin aceasta, prin credință, oamenii din vechime au căpătat o bună mărturie. Versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este Tatăl și de asemenea Fiul și că răsplătește pe cei ce-L caută. Dumneavoastră credeți? Ai mâna sus care nu crede. Bine. Acum deschideți cu mine la Efeseni capitolul 1. Să vă arăt ce frumos scrie despre Domnul în care noi credem. Dacă vi-l prezint în felul ăsta, o să vă fie tare drag. Efeseni 1:4. În El, în Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a ales înainte întemeierea lumii, fugiți cu gândul mai încolo de Adam și Eva. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui, cum am citit din Ioan, ne-a rânduit să fim în fiață, adică să facem parte în familia Sa, prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui.
Și au zis, cine e Domnul Iisus sau ce face pentru noi? În El avem răscumpărarea, că am fost pierdut și ne-a recuperat. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor. După bogățiile harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin înțelepciune, pricepere, căci a binevoit să ne descopere ce v-am spus de la început. Planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Ce plan? Ca să aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor și prea uni iarăși într-unul Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri și cele de pe pământ. În cerul acela nou și în pământul acela nou putem să mergem dintr-una într-alta, să va fi una cerul cu pământul. Dumnezeu va locui cu noi, ne-a coborât din cer, pe pământ. Avem acces la Dumnezeu, nu doar așa prin credință, ci realmente. Deci, proiectul acesta binecuvântat ne vine prin Domnul Iisus, toate-s de la Tatăl, prin Domnul pentru noi. Cum? Asta credem noi. Că în El sunt ascunse, spune în Coloseni, în capitolul 2, ascultați, ce avem noi prin Domnul Iisus, când credem, ce ne așteaptă? 2 cu versetul 2. Bogățiile plinătății de pricepere se cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunei și ale științei. Dacă ar ști lumea asta pe Domnul Iisus, dacă l-ar cunoaște, cine El, ce face, ce slujbă are, ce poate să ne dea. Și acum deschideți, adică rămâneți aici la Coloseni, citim din capitolul 1. Aici e ceva foarte interesant asta. Epistola asta îl descrie cel mai bine pe Domnul Iisus. Efesenul îl descrie pe Domnul și biserica. 1 cu versetul 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne-a scos de sub autoritatea lui Satan, l-a învins pe Satana și pe toți demonii la cruce. Ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem, cum am citit din Efeseni, răscumpărarea, iertarea. Și acum de la versetul 15, El, Domnul Iisus. Vedeți, în Evanghelie, fac aici o scurtă pauză înainte de citim mai departe, nu ni se spune cum arăta Domnul Iisus. Cât era de înalt, dacă era mai blond, mai brunet, mai roșu la față sau nu, nu ni se spune. Ba încă dacă citim din Isaia, spune că nu avea ceva atrăgător. Cum arăta după înviere, ne descrie Ioan în Apocalipsa. Dar ascultați, cine este El, cum îl descrie Psalmul 45, cel mai frumos? Ascultați cine este Domnul. Versetul 15. Chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile. Și imaginați-vă, Calea Lactee, Andromeda și toate constelațiile câte sunt pe acolo, nu? Cele din ceruri, de pe pământ, cele văzute, cele nevăzute, scaunele de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri, toate au fost făcute prin El. Și El e fratele nostru. Prin El și pentru El. El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin El. Ce a spus Domnul când s-a înălțat la cer? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El este capul trupului al bisericii, începutul cel întâi dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Acesta e Domnul și Dumnezeul nostru, slăvit să fie în veci. E mare Domnul Iisus. Scrie, vă amintiți unde? Tot sângerii să-i se închine. Tatăl a dat cinste, să fie cinstit, cum am amintit din Ioan 5:23, cum se închină Tatălui. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Prin El, pentru El, sunt toate lucrurile. Și acesta e Domnul și Dumnezeul nostru, Iisus al nostru, slăvit să fie în veci. Mărire Domnului! Vă interesează ființa asta binecuvântată, numită Iisus Hristos Domnul? Pentru ce a făcut, pentru actul mântuirii, pentru jertfa sa, scrie în Filipeni 2, că Dumnezeu l-a înălțat mai presus de toți, a dat numele mai presus de orice nume, ca toți să spună spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie în veci.
Trecem la alt punct. Rețineți, primul punct a fost să credem în El, adică să credem în mântuirea Lui, în autoritatea Lui, în tot ceea ce este El. Asta înseamnă a crede în Domnul Iisus. Ca să ajungem să trăim ca Iisus, trebuie să ne unim cu Iisus. Punctul 2. Acum deschideți la Roman 6. Până aici vi l-am descris pe El, cum arată. Dar nu mă pricep eu să desenez așa frumos. Așa v-am povestit cam cum arată, nu? Roman 6. Ei, de acum, asta ne privește și pe noi. Și dați-mi voie să vă pun o întrebare. Vă rog, dacă nu e prea greu, dar o sunteți tineri. Mâna sus, care sunteți botezați în apă? Așa, aproape toți. Și la ceilalți vă doresc cât de degrabă. 6:3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Și de acum, vă rog să urmăriți, studiem împreună. Apare de 4 ori cuvântul împreună. Să le găsim și să le punem în ordine. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună, am găsit pe primul. Îngropați împreună cu El. Citim mai departe. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut, auziți, una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, mă opresc puțin, ce înseamnă moarte asemănătoare cu a Lui? Domnul a coborât în mormânt pentru noi și s-a ridicat, spune în Roman 4, pe pagina de stânga, cu 25, pentru că am fost socotiți neprihăniți. Noi coborăm în apa botezului, așa simbolic, cum a intrat El în mormânt, și când ieșim din apă, e o moarte asemănătoare cu a Lui. Adică ne unim cu El trecând prin acest pas al botezului, cum Domnul a intrat în mormânt, adică socotim că noi trebuia să murim. A murit Domnul pentru noi și noi doar noi ne cufundăm în apă, citesc mai departe, o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una acolo pentru o viere asemănătoare cu a Lui. Știm bine, versetul 6, că omul nostru cel vechi a fost răstignit, am mai găsit un împreună, răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fie rob ai păcatului, că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit, încă un împreună, murit împreună cu El, cu Hristos, credem și ultimul împreună, că vom și trăi împreună cu El. Acum le punem în ordine. Este, care e prima operație? Care? Nu mă îngropat, trebuie să moară, apoi nu îngropam. Care e prima? În ordine cronologică. Răstignit. Răstignit împreună cu El, mort împreună cu El, îngropat împreună cu El și înviat împreună cu El. Asta înseamnă să te unești cu Hristos. Dacă nu treci prin astea patru, tu n-ai cum să trăiești ca El. Acum vă întreb, tine, dragi, la operațiile astea patru, pe unde sunteți? Cine a fost răstignit? Să vă pun și acum să ridicați mâna sus, să spuneți, ducă-ți pe cruce, le-am răstignit, gata, nu mai putem ridica. Răstignit împreună cu El, că am citit aici, versetul 6, că atunci când ești răstignit împreună cu El, trupul păcatului e dezbrăcat de puterea Lui, adică tu trebuie să consideri la vârsta ta, 15 ani, 18 ani, că ai fost păcătos și trebuia să mori. Noi la biserică obișnuim să le dăm la cei se boteze să scrie acolo cum s-au pocăit ei și vine o fată bună, cu minte, care e implicată, spunea poezii, învățătoare la copii, scrie că ea a fost de mică la adunare și toate bune și mă uit acolo, păi, ce fată bună. Și zic, pe tine nu te botezăm. Acum mă botezați și pe alții, veniți din lume și pe mine nu mă botezați. Nu, tu ești sănătoasă, numai bolnavi aveau nevoie de doctor. Botezul e îngropare. Numai vinovați vrednici de moarte. Tu le-ai scris că n-ai făcut niciun păcat. A, păi nu, că am făcut și eu, nu atunci te rog să scrii. Ca să am bază legală să te botez. Ați făcut și voi ceva păcate sau n-ați făcut? A zis măcar odată, nu vreau. Aveți și voi ceva neascultări la activ? Voi nu sunteți fiul risipitor, voi sunteți ăla de pe acasă, că nu o pleca, nu m-ar fi vrut să plece, nu?
cu prietenii să mănânce și el un ied, nu? Adică nu v-ați dus cu cineva la mare, dar v-ați uitat pe poze, nu? Cum a fost alta, nu? Răstignirea asta înseamnă să ajungi să spui ce a zis tâlharul acela căruia a promis Domnul Raiul? Păi pentru noi e drept, mă, să stăm pe cruce, mă. Adam și Eva, dragii mei, au făcut marele ca să-i dea Dumnezeu afară din rai. Ce-au făcut? Au scuturat-o pomul, o tăiat, l-o fasonat, nu? Asta au făcut? Păi mâncat, dar cât credeți că au mâncat? O traiestă de fructe? Păi de-au gustat un fruct și ei, că imediat au fost despoiați de slavă. Spune în Efeseni 2:1 că noi putem fi morți nu numai în păcate, și în greșeli. Și trebuie să ajungeți fiecare dintre voi la convingerea asta. Păi totuși sunt vinovat. Undeva la Cluj a fost un caz, era o tânără botezată, pocăită, dar se supăra, mama, nu plăcea cum arată, parcă toată lumea era potriva ei. Cineva îi spune, adică ea se gândește într-o zi, a mărturisit la noi în adunare, și nu știu, văd pe alte tineri, s-a comparat, au bucurie, se roagă, parcă sunt așa undeva într-un val spre cer și eu tot supărat, îmbuznat, aia nu-i bine, ăștia mă supără. Cineva a zis, dar care-i starea ta spirituală? Tu te-ai mărturisit? Dar cine, gata, mă duc la mărturisire, iau o foicică și se scrie să n-aibă emoții la duhovnic. Doamne, dar vreau să-mi spui tot ce-i păcat, vreau să-mi mărturisesc ca și cum să cureți orice pată pe mine. Și au început să o scris foicica aia și pe o parte și pe alta, au văzut că nu i-a ajuns, a luat o foaie mai mare, pe urmă o foaie mai mare, format a 4, a scris-o pe o parte și pe alta. Și așa s-a văzut de mizerabilă și a început să plângă și o să aveam impresia că se uită Domnul Iisus la mine. Și în lacrimile ei se simțea murdară pe din afară, pe dinăuntru, a sunat pe un frate plângând. Și a întrebat, ce s-a întâmplat? Accident, ceva? A zis, nu, sunt mizerabilă și eu n-am crezut. Nici n-am știut. Și fratele a zis, dacă e așa, să știi că a început Domnul să lucreze în viața ta. Spune, citește 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Și spunea fata, când am citit versetul ăsta, am simțit că își curge peste mine o apă și mă spală și pe dinăuntru și pe din afară și am simțit că Domnul nu-i mai supărat când se uită la mine. Vă îndemn să ajungeți, dacă n-ați ajuns la faza asta a răstignirii, să vă considerați, mă, noi trebuia să murim. Și când te uiți la cruce, aș citit cartea Călătoria Creștinului. Avea creștinul o povară în spate. Și când a ajuns la cruce, i-a căzut povara din spate, vinovăția de păcate, s-a simțit liber, răstignit împreună cu el. Spune în varianta din Luca, Luca 23, în alte evanghelii spune tâlhare. Dar acolo le spune făcător de rele. Tâlhar n-a sunteți, nu? Dar făcător de rele? Și imaginați-vă că în dreapta și în stânga lui trebuie să fie multi cruci. Toți făcătorii de rele. Și eu, și voi, și eu sunt născut în pocăință, dar am mai făcut și eu câte o năzdrăbănie. Și Domnul vrea ca să vadă că El a murit acolo, nevinovat, dar pentru noi. După răstignit, ce urmează? Mort. Asta-i... Știți că atunci când au venit soldații romani să probeze dacă au murit, la Domnul doar l-au străpuns în coastă și la ceilalți ce-au făcut ca să le ajute să moară? I-au zdrobit fluierile. Ei, înainte de a fi botezați, că îngropați împreună cu el, al treilea împreună, a trebuit să se verifice dacă suntem morți. A venit toată o tânără și a spus, eu nu sunt de acord cu felul dumneavoastră și eu nu sunt de acord să mă îmbrac așa cum îmi spuneți. Dacă mă botez, vreți să mă obligați? Și-a spus, nu, Doamne ferește. Culmea e că vrei tu să mă obligi să te botez. Adică eu văd că tu ești mort și tu vrei să te îngrop. Îmi mișcă pământul cu tine. Un om mort comentează cum o să-l îmbrăcăm și cum o să-l punem cu capul. Păi poți să-l pui cu fața în jos, în sicriu, că no comment, nu? Nu are nimic de spus. Asta este problema. Un parte păstor avea dubii asupra unuia, măi, să-l botez, să nu-i botez. Îi pare cam firesc, așa, știi? La unii ar trebui dat puțin peste flori picioare, să vezi, e mort sau nu-i mort, să vezi, sare în sus, care nu-i mort. Ce? Și fratele ăsta era cu altul cu mașina și zice, băi, ia fă o depășire așa, dar vezi să nu fie, dar după aceea te oprești la semafor înaintea lui, știi, ce? Și
când ne vede fraie păstor, ce? Pacea Domnului. Păi măi, a zis că te-ai pocăit, mă. Îmi zicea o tânără, ce două surori de-a mele au fost botezate cu Duhul Sfânt și acum se botează în apă. Dar una e schimbată și una nu e schimbată. Oare ce s-o fi întâmplat? Una acceptă să fie pusă pe cruce, socotind. Măi, am greșit, mâinile astea au greșit, limba a greșit. Sunt vinovat. Și sunt vrednică de moarte. Și rău, ce înseamnă să mor? Să termin cu păcatul. Așa am citit aici, Roman 6. Versetul 7. Cine a murit de drept, e izbăvit de păcat. Am terminat cu asta. La noi la Arad spunea o profesoară la un post de radio creștin, ce m-a uimit o elevă de liceu. A adus tezele la limba română și o să vă rog să-mi dați nota 1, că am copiat. A, era o elevă bună și profesora ținea la ea. Cum să-ți dau notă? Nu te-am prins. Și mai gata, câți număr fi copiat de când sunt eu profesor? Nu, dar eu v-am copiat, eu vă spun. Băi, fată, dar strigi media. Știu. L-am copiat. Ce te-a apucat? Și ceva s-a întâmplat de când ești profesoară. Și o duminică mă botez. Și ăsta e singurul lucru care îmi fură bucuria. Dați-mi nota 1 că vreau să fiu liberă. Vinovăția asta e singura care n-am spus-o. Dar unde nu se mărturisesc, nu numai când se botează, nu se mărturisesc nici când se mărită. Se mărturisesc numai după 4-5 ani când dă vreo năcaz de ele. Păi stai că eu am mai făcut și asta. Acum vorbim. Când te unești cu Iisus, dacă vrei să trăiești ca El, trebuie să știi că tu ai fost păcătos, că tu erai vrednic de moarte și vrei să o termin cu lumea și cu păcatul. Eu am o vorbă, vă rog să o rețineți. Numai răstigniții sunt ai răstignitului. Și vă citesc din Galateni, din capitolul 6, dar citesc și din Galateni, din mai întâi, din 5, cu versetul 24, ascultați. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, și ați ridicat toți mâna, nu? Gata! Ascultați! Și-au răstignit firea pământească. Dacă numai Domnul a fost răstignit și tu nu ești răstignit, nu-i rezolva nimic. Dacă nu te-ai unit cu El prin răstignire, să fie răstignite patimile și poftele. Și scrie aici în 6 cu versetul 14, Pavel zice, în ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos. Frumos! Crucea Lui. Dar ascultați versetul până în capăt. Prin care lumea e răstignită față de mine și eu față de lume. Acum se mire lumea că-s altfel. Un băiat de-a meu a fost tare microbist. Era și bun la fotbal, portar ceva mi se pare. Și când s-o pocăi, dar cu ziare, cu reviste, cu echipe, cu câte toate. Când s-a pocăit, a terminat, le-a dus pe toate la coș. A terminat cu fotbalul și îl sună într-o zi niște băieți de la adunare, că mai avem noi sportivi pe la adunări, nu? Măi, hai că e un meci. Măi, nu mai mă interesează. Nu mai place. Măi, hai odată, stai acolo în poartă. Măi, o să vă treziți de cum v-ai jocul și altă jumătate de teren, că a plecat portarul. Nu mă interesează, măi. Ai terminat-o cu lumea, măi. Îmi spunea o mamă. Zice, fata mea s-a pocăit. Mama mai firească, venea la cină așa din an în Paște. Și ce, mama mi-a spus, eu mai mă uitam la câte un film și o cheamă pe fată, Naomi, hai să vezi, e un episod frumos, ceva, o scenă frumoasă. Mama, nu mă interesează. Răstignirea care te separă de lume și te unește cu Hristos. Nu normal asta trebuie să se întâmple înainte de botez, cu ocazia botezului, cel puțin sau cel târziu, după aceea. Și apoi urmează să trăiești o viață nouă. Cum o fi asta? Un frate păstor obișnuia să spună decât un tânăr care mai făcea lucruri firești. Zice, ce să-i faci că e născut numai o dată? Dar nu trebuie să fii născut de două ori. Cum avea un frate bătrân la noi în Apuseni, de unde sunt eu original, să spună când îl întreba cineva, câți ani ai? Din 8 făcut, din 4-7 născut. Țin minte.
Adică se născuse fizic în 1908 și a fost născut din nou în 1947. Unirea cu Hristos. Țineți minte astea patru împreună. Răstignit împreună, mort împreună. Ți-amintești de momentul ăla când s-a zis: Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Asta serbăm noi la cina Domnului. Moartea Lui și moartea noastră, că nu mai pot fi separate. Răstignit împreună cu El, mort împreună cu El, îngropat împreună cu El. Și ce frumos, înviat împreună cu El. O viață nouă. Aveți o astfel de viață nouă? Asta e o frumusețe în lumea asta, să fii unit cu Hristos, o altă viață. Să fii altcineva, cu totul, zice în 2 Corinteni 5 cu 7, cine este Hristos este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, lăudat să fie Domnul. Ce frumos să avem în adunare, așa să fie numai fete noi. Fete Hristos, surorea Domnului Iisus Hristos. Zic că un tânăr din ăsta așa a plecat peste hotare, s-a întors în țară cu o mașină din asta de lux și vede pe o fostă colegă, știi, ăsta de la pocăit și se oprește lângă ea, deschide portiera automat, zice, poftim. Și ea spune, îi spune pe nume, poftim Violeta, zice, tu nu mă cunoști. Păi cum nu te cunoști? N-am fost noi în clasă sau știu eu, în clasa paralelă. Ți-am spus că nu mă cunoști. Păi cum, nu mă cunoști, păi tu pe mine, eu sunt băiatul lucru tare, am plecat, uite, am venit. Tu nu mă cunoști. Păi cine ești tu? Sunt prințesă. Am fost adoptată în familia regală. Prințesă? Păi ți-a spus că nu mă cunoști. Tu crezi că o prințesă intră așa în orice mașină care se deschide automat? Da. Păi poate vreuna a fost păcătoasă, știu eu, prostii satana de la 10 ani. Dar dacă tu ai fost răstignită, ai murit, îngropată, păi, să-ți vine cineva să spună, satana, să șoptească, păi tu știi ce ai făcut? Să zici, păi tu știi cu cine vorbești? Păi tu te vorbești cu morții, na, discută, caută dosarul meu dacă îl mai găsești undeva. Păi s-a închis, a iertat și șters. Am o viață nouă. Spunea pastorul German Wilhelm Busch, zice, aveam o învățătoare așa de exigentă, cum greșeam ceva, tot corecta cu roșu. Și tot caietul nu m-a măzgălit cu roșu. Și așa mă bucuram când luam un caiet nou, dar nu mai vă roșu. Domnul ne-a dat un caiet nou. Am fost răstigniți, am murit, am fost îngropați, gata. Și acum trăim o viață nouă. Ce har ne-a dat Domnul Iisus. Asta spune Apostolul Pavel și încheie ideea și la Coloseni, la capitolul 2. Aici spune așa mai pe scurt, Coloseni 2, de la versetul 9, căci în El, în Domnul Iisus, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El. Auzi, tot. El este capul oricărui domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, cu o tăiere împrejură, nu făcută de mână, ci o tăiere împrejurului Hristos în dezbrăcarea de trupul poftilor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez, înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți, lăudat să fie Domnul. Undeva, tot la noi în țară, pe vremea comunistă, o tânără dintr-o familie de nepocăiți s-a hotărât să se pocăiască și familia a făcut scandal și a spus că dacă botează, vine la adunare și știu eu cum era atunci cu securitatea. Și frații, așa cu înțelepciune, au convenit ca să o boteze pe ea singură, sâmbătă, înainte de duminica în care urma să fie botezul și cu ceilalți. Și în timp ce era în apa botezului, era undeva într-o clădire, sunt în unele adunări în România care nu, așa, când s-o întrebe, fata plângea. Și botezătorul a întrebat-o, te temi de repercusiuni din partea familiei? Sau ai vreo îndoială de ce plângi? Îți pare rău că te botezi? A zis, nu, plâng de bucurie, dar încă am alt motiv pentru care plâng. Zice, atâta am vrut să fie toată adunarea de față când mă botez,
că mi-s dragi ăștia, frații, surorile mele, ca mei din familie, spun că nu-s mai sora lor. Și am vrut să fie toți și am plâns că eu singur în adunare, că nu mă au prietene de aici, că alta nu cumva să scape să spună. Dar zice, acum am avut o vedenie, toată adunarea e plină de îngeri. Da, îngerii se bucură când cineva este născut și vom fi cu ei colegi de slujbă pentru vecii vecilor. Asta este noua noastră realitate, noua noastră identitate. Copii în familia lui Dumnezeu. Unul din lume s-a dus la vrăjitori. Să întrebe nu știu ce. Și ce-i vine lui să întrebe de un fost coleg de bancă? N-am la mai întâlnit multă vreme, pe unde și dacă au avut noroc. Și ăla, vrăjitorul, dă acolo în sculele lui să-și contacteze mediumul. Zice, nu-i, o fi murit. Nu știu, măi, trebuia să mă anunțe. Zice, uite, de la data cu tare nu mai figurează. Să zicem, na, 20 iulie, nu știu ce an. Atunci o fi murit. Și ăsta a devenit curios. S-a interesat, dă de el, îl sună, măi, bă, ce am întrebat pe vrăjitor și-o că ai murit? Mi-au și spus data când ai murit. Când, mă? De data. Stai să se gândește, măi, ziua în care m-am botezat, mă, extraordinar. Zic că nu mai figurează. Și într-un alt castel la un vrăjitor, iar o întreba de cineva, bate pe acolo vrăjitorul, nu iese nimic. Și s-o supăra, că duhul ăla îl deranja. Ce mă întreb? Nu e a meu, e a răstignitului. A lui să fim în veci. A răstignitului, că a fost răstignit împreună cu el. Am crezut în el cine este cel mai măreț în univers. Ne-am unit cu el, devenind una cu el, lăudat să fie Domnul. Dacă nu v-ați unit cu Hristos, grăbiți-vă. Și al treilea punct și ne oprim. Rămâneți în el sau rămâneți cu el? Îmi povestea un slujitor de la Cluj că o femeie în vârstă s-a rugat la Dumnezeu la gândul că nu mai are mult de trăit, să fie mântuită, să... așa. Și într-o noapte visează că îi apare un înger în față și îi zice, tu ai știut să brodezi, așa, la mașină. Vezi că pe mâine noapte să-mi faci un chip a Domnului Iisus și unul a Mariei Fecioara. S-a trezit, i-au ținut bine minte visul și spune la familie, bă, uite ce am visat, dar brodase în viață, dar acum era bătrână, îi tremurau mâine, nu mai broda aia. Noaptea următoare visează din nou, că vine îngerul și îi zice, ai făcut? Și am zis, ce am făcut, uite, ăsta e chipul Domnului și ăsta e Mariei Fecioara. Și spune, na, hotărăște-te, cu care rămâi? Și aici în vis, băi, eu am ținut la Maica Fecioară, dar eu îl aleg pe Domnul Iisus că El a murit pentru mine. Și îngerul îi spune, dacă l-ai ales pe El, a Lui să fii și cu El să rămâi. Când s-o trezi dimineața, spune la familie, chemați pocăiții să vină la mine. Dar de ce? Azi că vă spun eu. Și cheamă pe fratele ăsta care mi-a povestit și zice, ce-am înțeles eu din vis? De Dumnezeu și luminatul, numai că îi dau visul. Dacă rămâneam cu Maica Fecioară, rămâneam la ortodoxi. Mă, nu mă pocăiți cu Iisus, să mă botezați. Că eu vreau să fiu cu El. O botezat-o. Și o spus la surorile din adunare, măi, să mă merge să o vizitați, acum n-are familie, a pocăiți. Mergeau surorile să o viziteze și unii așa, ca femeile, măi, mai vorbească de ce ăla, de ce ăla, cine a mai murit, cine s-a mai însurat, cine ce-a mai pățit. Spunea, lăsați-mă cu poveștile, hai să cântăm despre Iisus. Mie mi s-a spus că s-a lui și să fiu cu El. Dacă vreți, viți, ne rugăm, cântăm, dacă nu, treaba voastră. Și-o mai trăit nu știu câte vreme și spunea familia, și în ultima noapte tot o cântat numai cu Iisus, tot o cântat, o rămas cu El până la sfârșit. Mai ea nu m-a apucat mult să umble cu Iisus. Dar voi ați putea de acum. Primul nostru copil care s-a născut în familie a fost o fată. Avea 7 ani, clasa întâi.
merge la soție și îi spune: mama, te rog să te rogi cu mine că sunt o păcătoasă. De ce ai făcut? Eu știam fată cu minte, că după aia am avut numai băieți. Dar zice, uite, mi-ai dat bomboane să împar la frații mei și eu n-am împărțit drept. Și la colega mea de școală am împins-o și am rupt vârful la creion. Păcate de clasa întâi la o fată cu minte. Vrei să te rogi cu mine să-mi ierte Domnul Iisus păcatele? Că vreau să-mi dau viața Domnului Iisus. Soția a înțeles că nu e așa o spaimă oarecare sau un joc copilăresc, că Domnul a cercetat-o. S-a rugat cu ea, plângând s-a rugat copila: Doamne Iisus, eu sunt a Ta și vreau să fiu tot cu Tine. Ne mutasem într-un cartier undeva, era mai deoparte la oraș, și era noaptea, cum mergea la școală dimineața, iarna, mergea dimineața, era o porțiune fără case. Și soția a zis: să vin cu tine până ajungi la casă, să nu fie urât. Și copila zice: nu trebuie, dar știi că eu sunt cu Iisus. Și în fiecare dimineață mi-a prinde o steluță și ca și cum ar fi bec pe marginea străzii, zice: eu mă duc. Să vii să ți-o arat. S-a dus soția, nu a văzut nicio steluță. Dar așa s-a raportat Domnul Iisus la vârsta ei. Apoi când avea 9 pe 10 ani, rugându-se singură în casă, a botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt. Și până s-a măritat, acum ia mămică, am mai mulți copii, eu nu țin minte să ne fi supărat vreodată. Și aveam bucuria ca părinți, că și după aceea, și acum ea este soție de slujitor, ginerile presbiter, și așa cu drag și amintește că a umblat cu Domnul Iisus din fragedă pruncie. Vreți să rămâneți și voi cu El? Hai să vă citesc câteva versete care vor să ne spună asta. Să citim din Coloseni, dacă suntem aici, capitolul 2, versetul 6 și 7. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, așa să umblați în El. Adică să rămânem aceiași, asta este ideea. Fiind înrăcinați și zidiți în El prin credință, după învățăturile care v-au fost date, sporind în El cu mulțumiri către Dumnezeu. Observați câteva expresii aici. Umblați în El, înrădăcinați, zidiți în El. Adică diferite forme care toate vor să arate unirea asta noastră cu El. Dacă ești zidit, poți să iasă o cărămidă din zid? E acolo zidită, nu? O rădăcină, mai poate să iasă ușor? Înrădăcinați în El. Sau cum spunea însuși Domnul Iisus și notează Evanghelistul Ioan, Ioan 8:31, sau cât de acolo vedem îndată, da. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Rămâneți! Le spune la ucenici la un moment dat: voi ați rămas cu mine necurmat în toate încercările mele. Și Apostolul Pavel ne dă asta, merge și spune în Galateni 2:20, ascultați ce am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Una e să te întâlnești cu Hristos și altceva e să și rămâi cu El. Că am văzut eu tineri și tinere care așa s-au bucurat când s-au botezat, botezați cu Duhul Sfânt, entuziasm. Și peste un an, doi, nu mai aveai cu cine vorbi. N-au rămas cu Iisus. Ce frumos scrie, să vă dau un exemplu, fără să mai citim, doar vă amintesc, cine este, era 2:10, că ea urma poruncii lui Mardoheu și el, și apoi spune în 2:20, a ajuns regina, auzi? Și scrie acolo așa: urma cu tot atâta scumpătate poruncile ca atunci când o creștea el. A rămas aceeași. Îmi povestea fratele Ilie Jolța, păstor la Oradea, ce părinții mei s-au pocăit când erau tineri. Întâi s-a dus mama la adunare, era adunarea vreo 3 comune mai încolo, și după vreo 3 luni zice tata într-o zi: măi femeie, e ceva la pocăința asta, că văd că totuși te-ai schimbat. Mă duc să văd și eu ce e acolo. S-a dus, vine înapoi și spune: ei, pocăința e bună, că e mai sfântă decât mai înțeles-o tu. Și eu mă pocăiesc.
În zilele următoare, parimți că era primăvara, s-a dus la Arad și a intrat în post. Când a pus animalele să mănânce sau să se odihnească, el s-a pus acolo în genunchi, în brazdă și s-a rugat și acolo a primit Duhul Sfânt. Și ziceau vecinii, băi, Jolț au primit Duhul Sfânt. Și îmi spunea băiatul lui ce, când avea tata 70 de ani, deci după 50 de ani, ce l-am vizitat la spitalele bolnav de cancer. Cu medicul m-a dus în salon și era medicamentele acolo pe dulăpior. Spune, domnul Jolț, ia-ți medicamentele. Le iau, domnul doctor, aveți răbdare că le iau. Și se uită băiatul lui, păstorul, către doctor și spune, domnul doctor, tata de acum 50 de ani s-a hotărât vineri și duminică postește. În 50 de ani o singură dată a mâncat duminică că a fost nunta lui sora mea. Tata, cum a primit pocăința? Așa o ține. Nu insistați, nu și-a pastila până mai târziu. O să am ieșit cu tata prin curte să mă plimb. O să măi băiete, de 50 de ani umblu cu Dumnezeu și tare faină viața cu el. Dacă mă duc la Domnul, salut, n-am nicio emoție. Dacă Dumnezeu mă mai lasă să trăiesc, vreau să mai mă rog pentru voi. O zis, Dumnezeu l-a medicat pe tata, acum are 90 de ani și e același. 70 de ani de umblare cu Dumnezeu. E nou câți ani a umblat? 300. Cine știe, băi, dacă nu trăim noi cât Metusala, așa? Dar până vă măritați și după ce vă măritați, după ce plecați din Moldova, să rămâneți aceiași. Să umblați cu el. Dar zice Pavel, de fapt, ce să mă umblu singur, că nici nu mai trăiesc. Și că m-am unit cu el, încât el trăiește în mine. L-a invitat cineva pe un tânăr la o serbare ceva. Și spune, mă, eu nu umblu singur niciodată. Am cu mine unul, un prieten. Suntem legați, frați de cruce. Păi, dar noi chiar că suntem frați de cruce cu Domnul. Păi, se vine și el, ce e, un loc în plus, un meniu în plus, ce o problemă. Se duce acolo, începe o muzică, bârfe, știți cum e la distracții în lume. Zice, nu pot să rămân, că prietenul meu nu-i place. Scuză-ne, unii, nu l-am poftit. Zice, nu, că nu-l vedeți. Eu m-am asociat cu Iisus, eu îi știu pulsul. Știu ce îi place, știu ce nu-i place. Nu vine cu mine oriunde. Dacă vreau să umble cu mine, trebuie să-l ascult. Cum odată un nepoțel a vrut să convingă pe bunică să-l lase la film, atunci nu era cu telefon și cu televizor și așa mai departe. Dar bunii n-arată ceva rău, ceva... Măi, eu nu sunt lămurită, pe vremea noastră când eram copil, eu era film, vin cu tine să văd. Da? Se duce bunica cu el la cinema. Și intră bunica cu el la cinematograf și a se pune pe genul, bunii, ai nu-i de rugăciune? Dacă nu-i de rugăciune, plec. Hai și tu, dragul meu. Dragii mei, nu vă permiteți să vă duceți undeva fără Iisus, umblați cu El, rămâneți în El. Ce-ți vine cu voi la stadion? Vine ori nu vine? Niște tineri au zis, hai să jucăm și noi un fotbal. Bă, dar noi suntem pocăiți. Da, fotbal pocăiți, bă, numai noi pocăiți mergem. Nu vine niciunul din lumea, nu se înjură acolo. Bă, au zis, eu nu știu. Să joc fotbal? Da, fac parbitru, că pocăință știu, hai să văd. Care nu-i pocăit, cartonaș, afară. Și începe meciul, zic, nu bă! Și FSM 4 cu 31, orice strigare. Pătușă. Mai stă puțin. Bă! Zice, a rămas unul, a rămas el și comportar mai tăcut. N-am jocat fotbal numai. Păi că-i pocăiesc, măi. Păi da, mă, dar... Păi vezi... Asta e problema. Și când mergi să pețești o fată, trebuie să mergi cu Domnul Iisus, nu? Când vine un băiat să te pețească, ai vrea să vină Domnul Iisus cu el? Oricum tu ești deja pețită, Domnul Iisus, că aștept nunta de sus, nu? La nuntă vrei să fii cu Domnul Iisus? La școală, oriunde? Ei, când ar fi să avem un necas și ne-ar plăcea să fie Domnul Iisus acolo, nu? Era pe vremea comunistă și am mers cu niște tineri într-o misiune. Și ne-a oprit poliția și era mai mulți în mașină. Băi, ne amendează, ia permisul, ia talonul. Și fetele zice, băi, dați repede baticul jos să nu se prindă că suntem pocăite. Poate ne scăpăm moșul. Dar ăla numai nu, tu rupt o capul, nu ne lăsa. Și fetele, hai să le punem înapoi, să ne rugăm, poate ne scapă Domnul. Du-te cu Domnul Iisus peste tot. O soră de la Cluj se pregătea să dea examen la doctorat în muzică. Și s-a gândit ea, băi, e comisie de profesor universitar, nu?
Să mă duc cu batic ori să nu mă duc cu batic. Merge la rugăciune la sora Saveta la Corpadea, un sat lângă Cluj. Și dă domnul o vedenie prin sora Saveta, ce te-am văzut că trebuia să treci un prag înalt. Și aveai în braț mai multe cutii una peste alta. Și am văzut, așa mi s-a dat în vedenie, să văd că ți-a alunecat baticul de pe cap și cum ți-a alunecat, cum s-a prăbușit cutiile una peste alta și te-a dat peste prag. Și a zis domnul, dacă îți las baticul la locul lui, poți să fie teancul de cutii cât ar fi mai înalt ca tine, tu treci pragul liniștită. Știa că sunt doi profesori mai dificili și s-a rugat, Doamne, mă duc așa cu tine, îmi duc de rugăciune, admitere la doctorat, nu doar la facultate. Și un profesor așa mai dificil spune, ne-ai spus cum a fost evoluția muzicii până aici, cum crezi că va fi evoluția muzicii într-un anumit domeniu? Va fi într-un ascendent sau descendent? Mă zice, de spun ascendent, să spună că să fie descendent sau invers. Și dă domnul idee și spune, dacă mă admite să studiez, o să vă fac grafic în continuare. Punct. Vine și o întreabă un profesor, ce cuvânt e mai potrivit, ăsta sau altul similar? Măi, și Dumnezeu a pus înainte să mergi să întrebe profesorul, șef de catedră de la Babeș-Bolyai, Universitatea de Renume din Cluj, cum e mai corect românește acum, așa sau așa? Și a spune, am întrebat pe profesorul cu tare și mi-a spus că cuvântul ăsta mi-a potrivit. Bă, nu a avut cum să o cuie cu nimic. A urmat examenul scris. Ea mi-a povestit. O să, frate, am fost ca un predicator la care îi se dă. Am scris fără să mă opresc 19 pagini, 18 pagini și jumătate. Toate, nu m-a venit să scriu. Am pus pixul jos și aud. Timpul a expirat. A, numai bine. Când se vine la rezultate, la oral a primit 10 și când se uită așa ca o pocăită la rezultatul scris așa de jos în sus, știi, de sus în jos. Uite, trece linia ăștia admiși, băi, numai nu se vede, nu se vede, nu se vede. 10 curat. Merg la secretariat și spune, vă felicităm, în ultimii ani n-a mai fost 10. Păi a învățat, nu? Dar ce-o fă mai frumos că s-a dus cu Domnul Iisus. Umblați cu El, rămâneți cu El. Ascultați-vă ce vă citesc din 1 Ioan. Acolo de universitetul vostru de referință. Și am încheiat acum. 1 Ioan, citesc capitolul 2. Din versetul 6 e referința de astăzi, dar spune în versetul 27 și 28 așa. Hai 28. Și acum copilașilor, așa vouă vă scrie, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Rețineți jocul ăsta de cuvinte. Rămâi în El sau rămâi de rușine? Fără El. Alege! Și când Domnul va veni să nu spună, păi eu nu te cunosc. Dar ce frumos să spună, am umblat împreună. Asta e frumusețea vieții de credință, viața cu Iisus. Și când o să mergeți să nașteți, fetelor, când o să fiți măritat, și când o să fie alte probleme, spunea sora Simona, fosta ugeniuc de la Suceava, o să era în Spania, era la matern să nască, și medicii au spus, ei, ți-am spus să nu mai alți copii, că nu poți să naști. Nu putem să intervenim chirurgical, nu știu în ce motive. Ce faci acum? Mori. Și-a lăsat acolo în travale, în durere. Și ea-i proroc. Ăștia prorocii simt mai ușor lumea spirituală. Se apropie un demon de ea și spune, vezi, Iisus a tău te-a lăsat de izbeliște. Mori. Rămân doi sau trei copii câți avea orfani. Dar ea, cu credință, a zis, și dacă mor, mă duc să fiu cu Iisus și Dumnezeu a spus că va fi tatăl orfanilor. Noi nu rămânem singuri niciodată. O rânjit diavolul și-o plecat. Și în clipa următoare apare în vedenie un înger și spune, nu te teme, am fost trimis lângă tine de când te-au apucat durerile. Și în timp ce vorbea cu îngerul, a născut, fără moș și fără doctor. Și tot ăștia scâncind, a născut românca. Cu cine ai născut? Cu îngerul Domnului. Ești nebună. Dar uite că s-a născut bine. Asta înseamnă să fii cu Iisus. Rămâneți în El, ca atunci când vine necazul, când vine Domnul, să nu fii îndepărtați. Unde e Domnul? Ca Samson, nu știm că s-a depărtat de noi, nu? Dar cine l-a cărat pe acolo, pe la filisteni? Păi, rămâi acolo, în limitele sfinte. Și dacă mai mă pune să predic și după amiază, o să vă spun mai... Dacă nu, știți voi din Biblie.
De fapt, ce înseamnă să rămânem cu El? Acum ne oprim aici. Trei lucruri m-ați spus, da? Bine, am zis și de proiectul ăla, am zis la început așa, să credem în El, adică să-L cunoaștem pe El, să știm ce credem, cine e El, ce ne așteaptă, ce ne oferă. Am spus că trebuie să ne unim cu El, da, așa, încleștați. Și apoi să rămânem așa. Rămâneți în mine, spunea Domnul, după cum și-a rămas, rămâneți în dragostea mea, Ioan 15, după cum și-a rămas în dragostea Tatălui meu, să rămânem cu El ca să nu rămânem de rușine. Și spune aici, în Ioan 3:6, oricine rămâne în El, nu păcătuiește. Păi imaginați-vă, dragii mei, stimate fete, că mergeți cu Domnul Iisus, nu? Peste tot, așa, unde vreo ispită, numai vă trage cu ochiul, fii atentă, taci din gură, dă-te pe aici, pe acolo. GPS puțin spus, instructor slab. Domnul este cu noi. A zis El când s-a înălțat la cer, scrie Matei în final acolo, iată, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cine este El? Emanuel, ce înseamnă asta? Dumnezeu cu noi. Noi nu suntem singuri, El este Dumnezeu nostru. Spune ultimul final din Ezechiel, cât e 48 cu 25 sau cât de acolo, și numele cetății va fi Domnul este aici. Așa vrea Dumnezeu să fie cu noi. Vreți să fim și noi cu El? Cum spune poetul, casa mea și cerul lui, dar ce avem e una. A spus Domnul, când le-a zis ucenicii, și cu asta am încheiat, scrie în Evanghelie după Ioan, în capitolul 14, le-a spus că pleacă. Bă, necăjiți, ce se întâmplă, ce ne face? Noi am umblat cu tine peste tot și pe mare și unde ai umblat. Mai cu o seamă Petru, Iacob și Ioan, și spune Ioan 14 la versetul 23, a zis Iuda, nu Iscarioteanul, cum se face că te va arăta nouă, unde, cum vă fi? 23, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, Tatăl va iubi, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. S-a dus un păstor, într-o familie, n-a intrat că nu era numai sora acasă, și întreabă, locuiește Domnul Iisus aici? Și-a plecat. A rămas marcată de expresia asta, când vine bărbatul, și uite, a fost fratele și uite cine a întrebat. Păi de ce ne-ai spus că noi nu lipsim de la adunare? De ce nu m-a întrebat? Că ne vede El că mergem la adunare. De ce ne-ai spus că noi contribuim acolo cu bani la, știu eu, doar la ei sfârtiile acolo, nu? Numai ta m-a întrebat, locuiește Domnul Iisus aici? Asta e întrebarea înainte de pauză. Te-ai unit? Umbli împreună cu El. Dacă n-am umblat, fie azi o întâlnire binecuvântată și de mânuță, așa cu Domnul, până când o să ne crească aripi, că să zburăm, Doamne ajută-mi!